Tați în aer Cu Daniel Osmanovici și Alex Grecu La Europa FM Dragi părinți, vă salutăm și vă urăm bun venit la Tați în Aer, o ediție ce va face referire mai degrabă la cei care își doresc să devină părinți, cei care sunt proaspăt părinți, ori cei care pur și simplu iubesc foarte mult această meserie cu ghilimelele de rigoare și informația întotdeauna este utilă. Daniel, te salut! Salut Alex, Vrei să rămâi încă o dată însărcinat? Alex, te întreb direct. Păi, cred acum... că e cel mai potrivit moment și om cu care să avem o discuție despre acest lucru. Acum, având în vedere ce fel de tați suntem noi, cred da. că acolo ne încadrăm. Noi nu, vor, nu spunem, a rămas soția însărcinată, noi spunem, suntem însărcinați. Suntem însărcinați, da, am zis foarte bine. La mine, exact. la mine încă s-a discutat până acum, nu știu, să zicem jumătate de an, un an, această situație în care am putea să-l avem pe al treilea, după care am renunțat pentru că ne-am dat seama că s-ar să nu mai avem energia necesară să ducem încă o sarcină. Dar tu ești tânăr. Și cu toate astea, Daniel, niciodată nu este prea târziu. Îmi spun și mie treaba asta, să spun și ție. Așa vine, că... bine, bine, <laughs> Rămâne să vedem ce Hai să, să discutăm, facem planul, punem pe hârtie. <laughs> punem pe hârtie. Punem pe hârtie. Așa facem. Acum avem o invitată specială astăzi și mă bucur foarte mult că este alături de noi și stau să mă gândesc Doamna Anca Bălășoiu, care este moașă. Dacă vă cunoșteam eu acum 2 ani și jumătate, ce viață simplă aș fi avut. Altfel am petrecut foarte mult timp căutând și interesându-mă și blamându-mă și așa mai departe. Așa că, doamna Bălășoiu, bun venit la Tații Aer. Bine v-am găsit! Ne bucurăm că sunteți aici și vă propunem să o luăm așa, Daniel, cum ai spus și tu la început, să luăm discuția structurat. Păi da, mă gândesc că ar fi foarte practic pentru cei care se hotără să devină părinți sau care au început să la început de sarcină, cam care sunt problemele cu care se confruntă și soluțiile sunt aici, la Anca, e da, cel da. mai simplu. Sau, mă rog, nu neapărat toate soluțiile, dar niște direcții, corect, Anca? Așa este și pentru că ați vorbit dacă vrem să rămânem însărcinați. Să știți că există sindromul tatălui însărcinat, este chiar este considerată chiar o problemă de sănătate. Și probabil că știți cum se manifestă, dacă nu am să vă spun eu. Oh. Dacă mama are grețuri, are și tata. Apar -am tulburări avut. digestive, apar tulburări emoționale, dureri de spate, da. urinări frecvente, nu. dureri de cap, da. grețuri. Nu. Da, o parte, mai <laughs> sunt și altele și o să vă spun da. că am întâlnit astfel de tați atunci când am veneau. ofte Da? Și mâncam cam toate drăciile pe care în mod normal nu le mâncam și nici nu m-aș fi gândit să le mănânc vreodată. Dar știți că ele nu există. Se datorează necesarului sau nevoii calorice pe care o are mama, o nevoie calorică mai mare. Orice ar mânca, iar trece pofta. Este doar un mit aș putea să spun. Da, ele există le creem în mintea noastră, sunt însărcinată și am pofte, sau sunt însărcinat și am pofte, putem spune și așa. Da, da, da. Dar dacă am legat la ochi și am dat cu totul altceva și am spune, da, ai mâncat asta, iar trece. Deci, cu alte cuvinte, eu m-am îngreșat din cauza soției, da? În perioada respectivă. Da, pentru că, am, pentru fămos. că am mâncat totul, pentru că și ea avea pofte și aveam și eu pofte. <laughs> Grumesc, evident. Doamna Bălășoiu, haideți să facem acest exercițiu. suntem, suntem un cuplu, nu contează vârsta, nu mai vreau să mă duc în zona asta chichei că tânăr, nu contează câți ani avem, ne hotărăm să devenim părinți. Ce avem de făcut în primul rând? Este recomandat să facem analize, să mergem un pic să consultăm un medic sau pur și simplu trecem la treabă? Da, ar trebui să existe consultație, o consultație de rutină, atât pentru mamă cât și pentru tată. Pentru tata, analize serologice, în primul rând. Poate o urocultură și uh, grup PRH și poate uh, anumite analize care ne indică că tata nu este purtător al unor boli virale, să spunem. Și pentru mamă la fel. Analize de rutină, o hemoleucogramă, N-am să dau eu sfaturi legate de analize, pentru că asta le stabilește medicul, dar da, o ecografie și poate analize de sânge ar fi minunată. Și după aceea ne apucăm să facem tot felul de discuții, să ne gândim cum ne aranjăm cu cuibușorul, și intrăm în zona în care bugetul devine mai important decât orice altceva. Eu, ca tată, îmi voi face foarte multe griji pentru că trebuie să susțin familia, nu? Sunt stâlpul. Iartă-mă, Daniel. Iartă-mă, vreau Iartă până acolo. Atunci deși e, e de cam în același timp. În aia, nu? E cam în același timp, dar totuși aș vrea să punctăm altceva și mai Sim. important. În momentul în care, Doamne ajută, suntem, ah, permiteți-mi okay, permite da. să spun așa, suntem însărcinați, da? Da. Ei bine, încep consultațiile. Tatăl merge la fiecare ecografie? Merge la fiecare consult alături de mamă? Mulți tați își doresc lucrul acesta, deși de multe ori mamele refuză, mai ales în primul trimestru. Ecografia de cele mai multe ori este efectuată intravaginal. Și pentru relația de cuplu, sau, mă rog, multe mame consideră că ar fi benefic pentru relația de cuplu ca tata să nu participe la o astfel de investigație. Da, poate să o susțină. Primul trimestru este prim, trimestru cu cele mai multe întrebări. Ce mănânc? Apare testul pozitiv cu bucuria sarcinii sau cu surpriza lui? Poate că mă așteptau. Sau apare la temeri. Primul când, trimestru. Bine să ai băut în seara atunci. Ce ai mai vrăjit și uite ce ai ieșit? Da. În primul trimestru În primul trimestru se efectuează Cele mai multe investigații Multe dintre analize nu sunt decontate De casa de asigurări Și de multe ori sunt și mai costisitoare Dar gravidele vor să efectueze Toate analizele Să nu cumva să rateze vreo investigație Deși multe dintre ele nu le folosesc La nimic Aici poate să fie o problemă legată de grupurile de Facebook De social media, de prietenele din parc? Da, da Dacă prietena avea un dosar imens de analize, ea de ce n-ar avea și da, dacă așa trebuie, așa trebuie, trebuie să le facem. Primul trimestru, într-adevăr, este mai costisitor, bugetul familiei este afectat, analizele sunt multe și scumpe, de cele mai multe ori, dacă nu sunt decontate. Gravidele își doresc să efectueze ecografii, dacă se poate, zilnic, să observe dacă a mai crescut, ce s-a mai întâmplat. <laughs> și tații, de cele mai multe ori cer Imagine ecografice să le arate taților. Dar este trimestrul în care au întrebări, așa cum am spus, legate de alimentație, legate de viața sexuală, avem sau nu, viață sexuală, acesta este un subiect atât de larg, probabil că nu să-l abordăm astăzi. O să-l abordăm Poate în partea cu... a doua a întâlnirii noastre, așa că rămâneți alături de noi. Da. da, e să știți că eu țin cu tații în această da, situație. Ajută. <laughs> țin cu tații în această situație. Apoi urmează trimestrul 2, este trimestrul de bine. Îmi amintesc că în urmă cu ceva ani am citit un studiu care spunea că cele mai multe reclamații la instituțiile statului sunt făcute de gravidele în trimestrul 2. Atunci își dau seama că primarul nu face nimic pentru gravide și familie, sunt prea mulți câini, nu sunt suficiente parcuri, prea multă poluare. Știu de la mame că încep să facă economie la apă, la energie electrică, să nu polueze natura, sunt mai atente la deșeuri. Dar trimestrul în care ea, datorită faptului că se simte mai bine, simte tata asta pe pielea lui, pentru că orice ar face nu e bine. El nu face nimic bine. Doar ea știe să le facă bine. Poate că îmi dați dreptate. Sunt așa, și criticați. cere un răspuns. <laughs> este perioada activă a mamei, perioada de bine a mamei și din acest motiv ea se simte mai bine, are mai puține investigații de efectuat, mai puține controle, nu? Trimestrul 2 este mai ușor pentru mamă. Apoi urmează trimestrul 3. Trimestrul 3 are apare și el cu niște semne și simptome care sunt fiziologice, dureri de spate, de picioare, de șolduri, senzație de sufocare, insomnii, mai ales noaptea. Le spun oamenilor tot timpul, lăsați-i să doarmă pentru că ele se întreabă dar el de ce doarme. Nu doarme, nu e însărcinat decât dacă are sindromul de. Da. Vă luați revanșa mai târziu, după ce se naște copilul, îl trimiteți pe dumnealui să-l liniștească. Apar problemele respiratorii. Să știți că, datorită creșterii în dimensiune a fătului, fundul uterin împinge diafragmul, mama are insuficiență respiratorie, uneori tahicardie, schimbă poziția inclusiv inima și trece prin destul de multe stări neplăcute, să spunem, pe care noi le considerăm fiziologice. Tata are, sau mama are nevoie să fie ajutată să se încalțe, uneori vin la maternitate cu, încălțate cu Adidas și soțului pentru că apare demele, deme înseamnă umflături de mâini și de picioare. Le sfătuiesc să scoată bijuteriile, cunosc gravide care au trebuit să-și taie verigheta pentru că nu au mai putut să o scoată în luna 8 -a sau a 9 -a. bineînțeles apar temerile legate de momentul nașterii teama de procedura chirurgicală, ce o să mi se întâmple poate de travaliu sau dacă are o indicație de cezariană poate de intervenția chirurgicală care urmează de anestezie se tem foarte multe mame întreabă care este tipul de anestezie potrivit pentru ele tata are cu totul alte temeri. Ce panici, așa aș dăuga eu. Multă, multă panică a fost înainte să vină și după aceea și mai mult când a venit pe lume, culme. Adică nu credeam că poți să mă sperii și mai tare de atât, dar da. În schimb, perioada, cel puțin în cazul nostru, a fost una foarte frumoasă și cumva cred că și noi, calitate de tați, Daniel, se activează parcă și mai mult simțul acela protector, simțul acela să-ți dorești binele, simțul acela că cum avem noi vorba aceea, te țin ca pe un puf cumva, da? Așa am, cel puțin așa am simțit eu. Eu am descoperit în momentul ăla cât de puține locuri de parcare sunt acolo unde aveam nevoie să parchez mașina, am descoperit cât de înguste sunt trotuarele și atunci și după, atunci când îl primam pe bebe și pe primul și pe al doilea, am descoperit cât de rău parchează unii mașinile lângă locurile de joacă și le lasă, motorul, lasă mașinile cu motorul pornit. Astea au fost problemele pe care eu le-am observat mai abitiri decât orice altceva atunci când au apărut copiii și am început să mă mișc în, în zonă. Păi și hai să ajungem aici, în punctul acesta al discuției noastre. Am trecut cu bine peste perioada în care am fost, revin, da? am fost însărcinați și am ajuns la naștere. Avem un copil în acest moment, poate Doi, dacă sunt de Ai făcut camera? Tu ai făcut, da? făcut curățenie în exact. camera? Avem două direcții pe care să o luăm. Pregătirea și achizițiile înainte să vină bebe acasă și, doi, la mână, momentul în care soția este și mama este la spital cu nou născutul. Începem, hai să începem cu momentul acesta în care l-avem pe lume, a venit copilul nostru pe lume. Eu, de exemplu, am fost foarte norocos și l-am ținut în primele minute de viață în brațe. A venit, au venit la mine doamnele asistente, mi l-au lăsat Trei secunde, m-am pus și plânsul, evident, și mi l-au luat din mână și mi se părea, cum să vă spun, în momentul în care mi l-a dat în mână, mi se părea că este cea mai gingașă și fragilă ființă din lume. Și când l-am văzut cum l-au luat, hai, gata, tup, tup, manevrau cumva, normal probabil, dar în sinea mea de tată disperat și panicat, m a nu, mai ușor, mai ușor, mai ușor, mai ușor, vă rog. A fost foarte amuzantă situația. Momentul acela, cum este pentru, pentru mamă? Vă întrebăm asta din punct de vedere al tatălui, ca noi să înțelegem. Momentul nașterii, dacă asta vă referiți, da. probabil că este cel mai emoționant moment pe care îl trăiesc. Dacă o să vă întrebați propriile mame, cum a fost ziua în care v-ați născut, o să vedeți că mama știe să relateze, cum a fost ziua, cum arăta medicul, cum arăta moașa. Am vorbit de-a lungul anilor cu diverse paciente și multe dintre ele nu-și aminteau ce au mâncat ieri dar dacă le întrebam cum a fost ziua în care v-ați născut copilul, știau să-mi spună că a nins foarte tare sau că medicul era mai în vârstă sau era tânăr sau ce s-a întâmplat în acel moment. Este momentul pe care o femeie nu-l uită niciodată și de aceea, și o să fac o paranteză aici, eu le dau tot imputaților o temă. Le spun că eu știu că toți s-au gândit la partenera lor, că ea a trecut prin diverse perioade Uh, mais my... dificile sau perioade dificile pe perioada sarcinii, au fost controlate în locuri în care n-ar fi vrut să fie controlate, au fost înțepate n-au putut să se încalțe, n-au putut să respire au avut nevoie să, să, de ajutorul dumneavoastră v-am mai dat așa cât un cot noaptea să și pe ea de pe o parte pe alta și pentru toate astea toți sunt convinsă că v-ați gândit toți să achiziționați un cadou pentru ea, să-i mulțumiți pentru lucrurile astea, pentru că toată lumea, sau mă rog, cei din jur aduc cadouri doar copiilor dar le spun mereu, nu uitați ca florile să le oferiți la ieșirea din maternitate. Este adevărat că de multe ori cred că pe lângă maternități există florării care uh, au la vânzare flori fără petale, pentru că toți vin doar cu bețele, nu știu unde sunt petalele florilor, nu știu ce faceți cu ele pe drum. Super! Da. Um, și de ce spun la ieșirea din maternitate? Pentru că în maternitate nu au voie să stea florile în salon. Știți că pot fi toxice pentru copil, dar și pentru mamă. Dar dacă nu i-ați dus flori, uh, ia-va ține minte lucrul ăsta și peste 20 de ani. Așa că îi sfătuiesc pe cei care urmează să devină tați să nu uite de buchetul de flori și să-l ofere la ieșirea din maternitate, cu siguranță. Și tot la ieșirea din maternitate, doamna Bălășoi, eu aș vrea să vă împărtășesc cu experiența noastră și dragi viitor părinți să țineți cont de ea, pentru că noi ne-am trezit într-o situație pe care n-am anticipat-o. A ieșit cu copilul înfășat, toate bune și frumoase, am ajuns cu el la mașină Așa. și am încercat să-l punem în scoică. Și evident Era că, evident că ne-am blocat acolo. Problema care a fost? Că am încercat să-l schimbăm, să-l îmbrăcăm și al nostru s-a pus pe un plâns, dar am mai stat acolo încă o oră până când s-a liniștit și am putut să-l punem în scoică. Așa că un sfat, când ieșiți din maternitate, dragi mămici, că vă mă adresez în acest moment, să-l îmbrăcați și să aibă ceva pantalonaj sau ceva umbadi sau ceva să încât să poată fi pus în scoică și prins în ceturile de siguranță fără niciun fel de problemă. Dacă părinții au un landou cu sistem de prindere în centura izofixa mașinii, poate fi pus și în landou și înfășat. Dacă nu, da, are nevoie de costuma. Și da, de preferat să fie în uh, costuma uh, costumaș pentru că centurile se trec și printre picioarele copilului. Pentru mine a fost cea mai grea perioadă, momentul în care a intrat și momentul în care a ieșit. De fapt, intervalul ăsta. Pentru că toți păieții ziceau, hai să ne bucurăm și să ne distrăm că ai devenit tată. În egală măsură eu trebuia să pun totul în regulă în casă, că vorba aceea, veneau niște oameni, nu la mine în casă. Aveam un nou membru al familiei. A fost o perioadă foarte complicată. Eu nu știu cum a trecut peste. Uite că ai crescut, a fost foarte uite greu. că ai reușit, domnule Meliu. foarte greu. Tu dar... seama că trebuia să mă întâlnesc cu toți prietenii of. și să să mă bucur cu fiecare dintre și ei. Și să ciocnești vorba aceea, că tu n-ai fi vrut să ciocnești, nu, dar nu, ei insistau. Cum trecem peste asta? Da, este o situație destul de <laughs> <Eu> serioasă. <laughs> <laughs> <E> serioasă, nu? <laughs> Din da. <laughs> experiența mea, sau cel puțin um, am pot spune că am văzut mii de tați în ziua în care li s-a născut copilul și sunt pierduți cu totul. Nu știu cum arătați dumneavoastră în ziua în care vi s-au născut copiii, dar cu siguranță nu cred că sunteți excepția care confirmă regula. Așadar, în acea zi emoțiile probabil că vă cuprind, temerile vă cuprind, da, probabil că vă așteptați să primiți cea mai mare atenție, uh -huh. să primiți dumneavoastră, vă dați seama că nu mai sunteți centrul Universului, oare? A -a. Am mai discutat asta la Tații în Aer și eu am ajuns la o concluzie foarte simplă, de altfel și ginecologul pe care noi l-am avut și care a devenit prieten foarte bun mi-a explicat foarte simplu. Zice, Daniele, este bebe, ea, și apoi dacă ai animale de companie, sunt acele animale de companie și undeva la capătul listei vei fi tu. Deci tu nu mai ai nicio legătură cu top 3. E, no, nici nu. chiar așa. Eu vreau să vă arăt acum, în acest moment, dacă ne priviți, dacă ne ascultați, pardon, pe frecvențele Europa FM, să știți că i-am înmânat telefonul doamnei Bălășuiu și arăt prima noastră întâlnire, apropo de tații pierduți, nu că eram pierdut, eu nu știu cum stăteam pe picioare acolo în acea poză, dar trecem peste asta. Vreau, mai avem două minute și jumătate din această primă intervenție și vreau să revin la ce spunea Daniel mai devreme, și anume la momentul în care noi ne pregătim, da, și noi mergem și cumpărăm tot ce se poate cumpăra. Ajungem frumos în magazinul acela mare, cu articole pentru copii, cu accesorii și așa mai departe, și începem să le luăm pe toate. Și ne spune acolo cineva, reprezentantul magazinului, dar de asta nu aveți nevoie până la șase luni. Lasă să fie. Încă una, dar de asta nu aveți nevoie. Nu e nicio problemă, le luăm. Ce facem? Luăm tot magazinul sau ne, ne abținem un pic? Cu riscul de a mă repeta, am să spun că în trimestrul 3 de sarcină apare sindromul de cuibărire, dorința aceea bruscă pe care o apucă pe mamă de a face curățenie într-un colț al casei sau într-un sertar și zugrăvește toată casa și știu că dumneavoastră sunteți cei care zugrăviți pentru că tați spun, noi zugrăvim, nu ele. Eu le dau sfaturi taților legate de culorile pe care le alegem în camera copilului. Este foarte importantă culoarea, este foarte importantă poziționarea ferestrei în cameră și uh, în raport cu uh, poziționarea copilului și o să vă dau exemplu. Uh, întotdeauna când un uh, părinte m-a sunat și mi-a spus, știți, copilul are tendința de a-și ține capul mai mult spre partea stângă sau spre partea dreaptă. Da, sau poate un torticolis care a apărut, întreb tot timpul unde se află fereastra sau cum poziționați copilul în raport cu fereastra. Pentru că Deși nou văd din prima zi la 20-25 de centimetri, se pare că sunt daltoniș la naștere, nu disting bine culorile, dar noi vorbim de vederea clară. Cu siguranță zăresc fereastra și vor avea tendința să întoarcă capul spre fereastră, spre lumină. Și vor se vor obișnui să întoarcă capul doar spre acea parte. De aceea uh, sfătuiesc tot timpul părinții să-i culce o săptămână, două la un cap și o săptămână, două la celălalt cap pentru a-i obișnui să întoarcă capul și spre stânga și spre dreapta. Este foarte important să le spunem asta și este Super. important să... Culoarea pe care o aleg în cameră, de exemplu, roșu este o culoare care excită, irită, provoacă la acțiune. Este de preferat să nu punem roșu în camera copiilor, nu? Sau să nu punem galben. Este o culoare a proceselor mentale. Este frumoasă culoarea galbenă atunci când Poate învățăm să învăța pentru învăța un examen. cu șahul de mic. cu șahul de mic. <laughs> Sau cu go. De ce nu? Vreți go. să aveți nopți cu acțiune? Sigur că da, puneți roșu și galben. <laughs> Doamna Bălășoiu, Daniel, dragi ascultători și dragi părinți, în a doua parte a întâlnirii noastre vom relua această discuție, și anume pregătirea camerei copilului, tot ceea ce cumpărăm, cum ne mai pregătim și de asemenea un subiect pe care mulți dintre noi poate nu-l abordăm din rușine, deși n-ar trebui să fie nicio rușine aici, cum ne raportăm și când vine vorba despre relațiile intime din familie. Așa că rămâneți alături de noi la Tați în aer. Am revenit la tați în aer cu întâlnirea noastră pe care o prețuim astăzi foarte mult, mai ales dacă suntem în zona viitorilor părinți, proaspeților părinți, ori pur și simplu pentru că ne amintim cu drag de acel moment. Alături de Anca Bălășoiu este moașă și ne amintește ce ar trebui să facem când vine vorba despre pregătirea pentru cea mai importantă misiune de pe pământ, aș numi-o eu, din punctul meu de vedere, trebuie menționat și asta, anume cea de a fi părinte. La un moment dat, după ce vorbim de toate lucrurile pe care le lăsasei de dinainte de pauză, trebuie neapărat să aflăm ce fac bunicii în povestea asta. Cum i-am să aminte? Bun, cu asta, da, cu asta Dragi bunici, bunici, să știți că la voi vom ajunge. Până atunci, revenim un pic la camera copilului și la tot ceea ce da, eu spuneam galben, go și șah. Stai puțin, că mai mult ceva de spus foarte important, Daniel. Iartă-mă că te întrerup, nu, dar în mi-am amintit de ceva. Camera de la vederi sau ce? Stai că am uitat de ceva și mai important bagajul cu care plecăm la maternitate și era super important pentru că știi cât de multe subiecte au fost și cât de multe discuții pe structura lui cu ce pleacă mamele când vor naște Perința de dinți doar atât? Le spun tot timpul să nu-și a toată casa la maternitate. În maternități nu există spații de depozitare a trolerelor cu bagaje. Am găsit în bagajele gravidelor fierbătorul de cafea, uscătorul de păr, truse imense de farduri. Nu o să aveți timp, nu o să le folosiți niciodată. Fierul de călcat. Nu aveți nevoie să fie cămașa așa călcat. O să o schimbați oricum foarte des poate lucruri utile pentru mamă, o periuță de dinți, poate gelul de duș preferat sau săpunul preferat sau avem un anume produs pe care îl folosim, o cremă de față, ceva ce folosim noi acasă și vrem să le luăm la maternitate. Nu este nevoie să achiziționați și să cumpărați sau să veniți cu, la maternitate cu lucruri pentru copii. Um, cu genți mari, cu multe uh, costumașe, cu biberoane, nu este cazul, noi oricum promovăm uh, alăptarea, doar dacă aveți o contraindicație de alăptare și oricum toate maternitățile au tot ceea ce, le este, tot ceea ce este necesar pentru îngrijirea nou-născutului, indiferent. Este maternitate de stat sau maternitate privată? Păi și atunci putem spune că o mămică poate merge la maternitate să nască doar cu câteva haine de schimb și atât? Poate merge la maternitate doar cu buletinul. Este important wow. să aibă actul de identitate, pentru că avem o lege în România care ne obligă să identificăm mama care nu se prezintă cu actul de identitate. Ok, da. uite, bine de știut, asta e foarte important. Daniel, revenind acum la subiectul pe care tu l-ai abordat. Care? Că am zis o grămadă. Oh, e, îmi place așa. cu... Uh, eu, eu, mă știu de foarte multă vreme cu, cu Anca și de am și permit să o tutuiesc. Deci, Anca, mie mi se pare absolut senzațional că în momentul în care ajungem acasă, mie, eu am numit așa, e ultima noapte de dragoste, prima noapte de război. Da. Atunci când am ajuns cu copilul prima dată acasă. Și asta pentru că de cele mai multe ori fiecare încearcă să-și găsească locul mama încearcă să devină confortabilă cu vechiul pat, are o mulțime de dureri pe care nu le înțelege și pe care nu le mai vrea, tatăl vrea să ajute sau pur și simplu fuge de mănâncă pământul pentru că ăla urlă, ăla mic și nu înțeleg de ce urlă și câtă voce are, de unde atâția plămâni? Nu, nu știi? Are da. foarte mulți plămâni la micul, deci plămâni mai... Cum reglăm această situație de așa natură ca acel cuplu să rămână un cuplu? Cred că confundați puțin, au mai crescut copiii dumneavoastră în primele două, trei săptămâni. Nou născuții nu plâng foarte mult pentru că prezintă icter de cele mai multe ori. Dar după trei săptămâni aflați că aveți un nou născut acasă și da, plâng mult, este adevărat. Înseamnă că mă plângeam eu și atunci era asta confuzia. <laughs> Știți, dacă o întrebăm <laughs> pe... Dacă întrebăm o mamă cât a plâns copilul, dacă el a plâns 30 de minute, mama ne spune două ore. Percepția pe care o are este destul de puternică. Să știți că motivele pentru care plâng copiii sunt diferite, poate să plângă de cald sau de frig, le spunem să le pună degetul pe nas, dacă nasul este cald, copilul să fie lăsat în pace, dacă mamei i-a înghețat picioarele, să se încalțe ea, nu să îmbrace copilul. Dacă ceafa este lipicioasă, transpirată, înseamnă că copilul este calci, copilul trebuie dezbrăcat, chiar dacă ei este fric. Este foarte important lucrul acesta. Una dintre cele mai des întâlnite întrebări în cazul tinerilor părinți, proaspeților părinți, și anume, ce temperatură să avem în camera copilului? Și de aici o luăm de la 17 la 24 de grade. Da, nu. Răspunsurile mă refer. Eu, eu, recomand între 20 și 22 de grade, aproape de 22 jumate până în 23 la copii născuți prematuri, au nevoie de puțin mai multă căldură. Putem crește temperatura cu un grad în perioada în care îi facem baie, dacă îi facem în cameră sau în baie sau în bucătărie, oriunde puteți să-i faceți baie, oriunde. Important este să vă simțiți bine, pentru că fiecare familie are obiceiurile sau, eu știu, o situ situația lui materială și poate că nu toată lumea își permite să-i uh, facă baie copilului uh, într-o baie specială a copilului sau în, să aibă propriului grup sanitar, să spunem așa. În chiuvetă. Da, poate fi făcută și în lavarul de la baie, dar în chiuveta de la bucătărie mai rar. Dar <gri> e mai mare, adică. Da, dat, dar dacă așa vă doriți, o spălați bine, o dezinfectați dacă puteți, faceți baie și o dezinfectați ulterior, nu mă opun. Fiecare părinte poate să facă ce dorește. Important este să nu-l scape din mână. Am primit de multe ori telefoane sau fotografii cu mici contuzii de la nou-născuți scăpați din mână în lavarul de la baie. Și atunci trebuie să vă asigurați că sunteți stăpând pe dumneavoastră atunci când faceți baie în lavar. Eu sunt cu întrebările pentru că sunt mai proaspăt tătic și atunci avem așa câteva întrebări aici. Rămânem la zona de baie. Băiți în fiecare zi? Știu că sunt voci care spun nu facem baie în fiecare zi, dacă se poate, o dată pe săptămână. Eu nu sunt de acord cu această propunere, indiferent ce scrie pe internet. Eu recomand o dată pe zi sau măcar o dată la două zile. Da, eu recomand baia zilnică, dar ea să dureze 5 minute. Nu avem o suprafață mare de spălat. 5 minute baie, 5 minute masaj. Asta este toată procedura. Ajunge. Masaj pentru cine? Pentru mine ca părinte sau pentru el? <gri> Ajungem și la masajul tatălui, dar eu aș spune Mulțumesc. că e vorba de masajul nou-născutului și sugarului. Crește mult mai armonios, se dezvoltă mai bine uh, musculatura, va merge da sau astea în picioare mai repede, o să vedeți că motor se va se va dezvolta mult mai bine și bineînțeles există și kinetoterapeuți la care puteți apela dacă nu știți cum să o faceți. Deci am bifat-o și pe asta, masajul este indicator, o întâlnire o dată pe săptămână cu un kinetoterapeut care poate să facă exerciții. Poate, poate sunt părinți care nu locuiesc neapărat în București și nu au acces la kinetoterapeut și atunci îi sfătuim să maseze ei în sensul acelor de ceasornic, în zona burticii de exemplu, sau în sensul circulației sângelui, prin mișcări de rotație la nivelul membrelor, să îndrepte uh, piciorușele, pentru că ați, după ce se nasc vor avea așa o formă sau vor sta cu picioarele asemănător uh, cum au stat în burtică, să spunem. Ușor da, ușor arcuite, și să știți că forma definitivă a picioarelor este la vârsta de 5 ani, nici măcar la un an, când învață să meargă, nu este forma definitivă. și părinții să nu intre în panică, masajul poate fi făcut înainte sau după baie, nu este o regulă. Dacă facem cu un ulei, masaj cu ulei poate fi făcut înainte de baie. Sunt studii care spun că cele mai multe dermatite atopice apare de la uleiul de masaj pentru că închide porii. Știu că mamele mă întreabă să facem masaj cu ulei de cocos, ulei de măsline, acum toți copiii mirosa salată. To toate mamele fac masaj cu ulei de măsline dacă își doresc neapărat cu ulei de măsline să fie înainte de baie și la baie să îndepărteze surplusul de ulei. Gricule, ce mai întreb? Oh, mi le amintesc, azi. așa pe măsură ce vorbim, mi le amintesc pe toate. Rămânem în camera copilului. În momentul în care îl culcăm, mergem pe acea variantă în care facem beznă completă, completă în cameră sau păstrăm o lumină de veche. Și liniște. Ah, ceva. Ah, scuză-mă, de, ce te grăbești, mă, <laughs> <laughs> um. că merg împreună. Eu spun părinților: Să aibă o lampă de veghe cu lumină caldă pe care o să o stingă pe perioada uh, nopții. Dacă uh, se trezește copilul, îi se pare că e mișcare, se tem, că uh, temerea e că nu respiră. Da, mi-ați spus mai devreme că aveați o teamă că. Nu, te teme, uh, panică în toată o regulă. Panică în toată regulă. Dacă nu respiră sau nu copilul, respiră, bineînțeles. Este doar o teamă a părinților. Și să știți că uh, sistemul respirator al copilului este stimulat de dioxidul de carbon eliminat de părinți. Deci copilul poate dormi și cu părinții în cameră, chiar este benefic, dar nu cu mama și tata în pat, menționez, deși mulți părinți nu rezistă și îl culcă cu ei în pat. În maternități nu au voie să doarmă copiii cu mama în pat pentru că se întâmplă accidente, să cade din pat sau adorm peste copil, îl pot lovi în timpul somnului și de aceea este de preferat ca micuțul să doarmă în patul lui, deși pentru mamă e mai comod să-l mai ia cu ea în patul Și în atunci vă întreb tot aici natural, există o recomandare în primele șase luni, 12 luni de viață ale copilului, ar fi de preferat să doarmă singur în camera lui sau este în regulă să doarmă în, camera, în camera părinților cu un co-sleeper din acesta? N-am să vă dau un sfat legat de acest lucru, pentru că unii părinți au o singură cameră și atunci copilul va dormi în cameră cu părinții, alți părinți își doresc ca uh, copilul să fie obișnuit de la început în camera lui. Dar eu aș spune, îmi fac griji nu pentru copil, ci pentru mamă în primele 6-8 săptămâni. Este perioada de lăuzie, perioada în care sistemul ei imunitar este scăzut hemoglobina este mică și probabil are anemie, probabil ați văzut majoritatea lăuzelor sunt palide, cum se spune popular, coale de hârtie, da, așa de albe sunt, nu se simt bine, sunt un pic uituce și mai ține acest lucru încă un an după nașterea copilului, um, trec prin diverse stări, poate au trecut prin intervenții chirurgicale și au dureri, alăptarea poate le creează probleme, sunt angojat, trebuie să se mulgă, copilul plânge, trebuie să și gătească câteodată să facă curat și spune... aici intervine soacra, e minunat. Poți să întreb și eu ceva, Grecule, am voie? Da, te rog, dar tot așa, da. să rămânem la bebeluși. Să rămân... da. <laughs> <laughs> nu la 14 Nu. <laughs> <laughs> um. Care sunt cele mai ciudate? Cine întreabă mai mult, tatăl sau mama din ce ați experimentat până acum ca să vorbești și eu precum grecu, să nu-ți mai zic Anca? Pe de-o parte și pe de altă parte, cam care sunt cele mai ciudate întrebări dacă mă întrebați cine întreabă cel mai mult, în prima parte întreabă mamele, ele citesc mai mult decât tații, se informează mai bine decât tații. Din experiența mea de cursuri, chiar și sâmbătă am avut un curs, în prima parte, în primele două ore ale cursului am primit întrebări doar la mame și în ultima oră doar de la tați. Mm -hmm. Și tații pun întrebări inclusiv legate de. Uh, alăptare de îngrijire, da, încep să și dea seama că sunt atât de multe lucruri de făcut și că el ei nu le stăpânesc foarte bine. Aș putea să scriu o carte legată de întrebări ciudate sau de discuții pe care le-am le -am întâlnit de-a lungul anilor. De exemplu, mamele, pe perioada sarcinii, au o mie de întrebări legate de ce kilos purtăm în sarcină, ce kilos purtăm în perioada de lăuzie. Cred că aș putea să scriu un tratat despre chiloți. Sunt atâtea. Produse pe piață, dacă purtăm kilos tanga, kilos de unică folosință, kilos din materiale organice, kilos cu talie înaltă, cu centură de susținere a burticii sau centură de sus, cu susținerea, pentru susținerea spatelui. Eu spun tot timpul să fie așa drăguți, cu talie înaltă, din bumbac, să respire pielea cu danteluță, neapărat ca ele să se simtă bine și drăguțe. Mm -hmm dar cu talie înaltă că dacă vor urma să nască prin cezariană, medicul dumnealor nu se le permite să poartă un kilot al cărui elastic ajunge la nivelul plăgii. Și chiar dacă vor naște natural și la nașterea naturală, după naștere pe cale vaginală, femeile pierd sânge, numit lohi și va ține două, trei săptămâni, da. Asta este una dintre problemele pe care le întâlnesc. Stația au alte întrebări ați spus că o să vorbim mai târziu, legate de buget, de timpul lor, de achiziția lucrurilor și așa cum vă spuneam și mai devreme, dacă îi trimiteți mamele, îi trimit pe tați la cumpărături să nu se aștepte să vină cu nuanța de roz pe care ea o preferă, pentru că bărbații nu disting toate nuanțele de roz. Uh -huh. Și spun să-și Pregătească legat de lista cu bagajul de spital, să-și pregătească o cutie mare de pantofi în care să-și introducă acolo, am mai vorbit despre asta, toți banii pe care vor să-i cheltuie pe prostioare și să nu cumpere lucruri inutile. Eu eram cel care avea multe întrebări și foarte, eram foarte curios, Uite, de exemplu, un o întrebare extrem de des în rândul proaspeților părinți, și anume igienizăm, sterilizăm biberonul după fiecare folosire ori putem, de exemplu, să folosim, să-l clătim și să-l mai folosim odată? Eu aș spune în primele săptămâni sau primele două, trei luni să fie uh, sterilizat. Nu pot să încurajez părinții să nu-l sterilizeze pentru că nu știu cum îl vor curăța nu ne adresăm, sau cel puțin din experiența mea, nu mă adresez tot timpul unor părinți care își permit diverse obiecte de sterilizare și de aceea le spun tot timpul că există vreo 3-4 variante de sterilizare a obiectelor. Cea mai ieftină este o oală cu apă pusă pe foc, lăsată să clocotească, introducem pentru câteva minute obiectele acolo și le-am scos, sau câteva secunde. Există sterilizatoare electrice sau la microunde, există substanțe de sterilizare, sterilizare la rece, dar trebuie sclătite foarte bine. Dar nu pot să încurajez să nu sterilizeze pentru că un biberon care nu este curățat bine, biberon, laptele are în conținut și grăsim, poate fi un mediu de cultură și putem crea tulburări digestive copiilor. Și atunci, da, îi încurajez să le spele. Mai târziu, cu siguranță, dacă le spălăm și le lăsăm la uscat, nu se întâmplă absolut nimic. Pot fi spălate și la mașina de spălat vase dacă um, dețin acasă și mașina de spălat vase, nu se întâmplă nimic. E chiar o formă de. Și atunci, ca să vin cu o întrebare combinată acolo la final. Apelăm la bunici ca să mai avem și noi o viață de cuplu? Um, dacă apelați la bunici și bunica să vină în viața dumneavoastră sau uh, să duceți copilul la bunica, că sunt două lucruri diferite. Evident că nu vreau să am adică... <laughs> nu știu, care e cea mai bună opțiune? Adică, mă mm. rog, eu știu care e cea mai bună opțiune. Deci... Sau, am descoperit-o. Da. uitat. Um, <laughs> o să vă spun că eu iubesc foarte tare bunicile și le spun tot timpul părinților, nu, nu stricați relația cu bunica, că nu știți ce grozavă e bunica când nu are cine lua copilul de la grădi. Așadar, este minunată bunica, nu sunt de acord cu miturile bunicii, facem baie cu apă fierbinte, să roșu, caracul, să doarmă bine. Ce avem cu el? Să-l opărim. Sau îl scoatem de cap din cadă să facă gâtul lung. Dar de ce să facem asta? Se pare că cele mai multe Tulburării sau uh, probleme ale coloanei vertebrale la adulții de astăzi se datorează acestei manevre. Uh, sau îl masăm uh, bine și sănătos până face săra cu febră musculară și plânge două săptămâni și mă mai dă picături de colici. Da? El are febră musculară de la masajul bunicii. Poate un uh, abonament la un masor profesionist pentru bunica ar fi minunat. Dar Denotat. eu aș spune așa și le spun tot timpul gravidelor sau viitorilor părinți: Discutați cu bunicile de pe acum și impuneți limitele, limitele înainte de a se naște copilul. Bunicile sunt bine intenționate, doresc să vă ajute, dar s-ar putea să facă mai mult rău. Este important ce își doresc viitorii părinți. Și, de exemplu, sunt mame care sună și spun plângând, a venit mama la mine și nu mai pleacă, crezând că eu am soluția de gunit bunica de acasă. Nu îi spune bunica, du te acasă. Um, și spun tot timpul, um, ea îi spune mamei ei, el îi spune mamei lui. Um, altfel, dacă ea i-ar spune soacrei, ar crea un conflict și invers. Cred că ar fi bine ca să păstrăm o relație bună și cordială cu bunica și, de asemenea. Câtă răbdare să avem? Până când? Până în ce lună? să aveți răbdare cu cine? Adică cu bunica sau cu... să ux? ne mai aducem aminte cum eram înainte când eram doar noi doi. <laughs> păi da, după ce stabiliți cu bunica regulile și vedeți și de asemenea nu este corect nici să spunem să plângem și să spunem vrea mama să plece acasă și eu nu vreau să o las. Și, viață, și bunica are viață personală. Corect. Dar pentru relația de cuplu, da, este important câteodată copilul să ajungă și la bunica, da, bunica este grozavă, trebuie să îl lăsăm și să-l obișnim să mai rămână și cu bunica. Aici ați pus o întrebare mai devreme cum îl obișnuim să doarmă, cu zgomot sau cu liniște. Da. Eu spun tot timpul cu zgomot și spun lăsați un radio pornit, uite, puteți să ascultați Europa FM și atunci este minunat. Copilul se obișnuiește cu zgomot și nu veți avea probleme și el nu se va trezi când bate vecinul în cuie. O să vedeți că copiii dorm cel mai bine pe zgomot. Când este fereastra deschisă, când este în cărucior, în parc, el doarme foarte bine în parc unde este zgomot. Bun și mă întorc la bunica. Da, este bine să mai chemăm pe bunica, este bine să aveți relație de cuplu, este bine să dormiți împreună și să nu doarmă copilul cu mama și tata să se mute pe canapea, este minunat și să știți că eu le mai dau tot timpul o temă părinților. Tata este obligat să cumpere bilete la film și mama este obligată să se ducă. Spun obligată cu ghilimelele de rigoare. De ce? Este singurul moment când vă duceți la film fără griji pentru următoarea perioadă. Cât va fi copilul mic, o să vă sune cineva, plânge, s-a trezit, a vomitat, cât mai vii, cât mai durează sau o să stați neliniștiți. Mergeți la film înainte de a se naște copilul ca să mai trăiți dată momentul. Eu vă confirm asta. În doi ani și jumătate aproape, de când suntem părinți, am fost o singură dată la cinematograf. Pentru că în rest am reușit să ne Facem curaj. Grecul la următorul, vin și îți dau mai multe sfaturi, din ce mi-aduc aminte că au funcționat bine. O să mergeți la filme de desene animate în curând, probabil, dar așa. dar așa împreună, ca și cuplu, la un film pentru adulți, nu veți mai putea, probabil, până nu va mai crește. Eu acum am misiunea grea și foarte grea de a vă spune că timpul nostru s-a încheiat. În schimb, am o idee, Daniel. Fii atent, sunt convins că prietenii noștri, ascultătorii noștri, au foarte, foarte multe întrebări în acest moment. Așa că mă gândesc să facem în felul următor. Nu să putem să le luăm acum, evident, dar vă propunem așa: să ne adresați întrebările la tați-în aer Europafm.ro și noi, săptămâna viitoare. În da, ora a doua, da. în 13-14, să pregătim răspunsurile alături de doamna Anca Bălășoiu, desigur. Facem un moment audio frumos înregistrat și să preluăm câteva dintre întrebări și așa să avem și interacțiunea pe care ne-o dorim. Pentru că acum sunt convins că avem zeci de mesaje și întrebări. Da, asta e puțin că ați uitat de treaba aia, când ajungi cu el înainte să pleci așa mai departe și în felul acesta <cute> să comunicăm cu succes. Ce zici, Daniel? Perfect de acord, e o idee foarte bună. Tați în aer, Europa întrebări pentru noi pe care să le adresăm mai departe. Ancăi. Okay. Anca Bălășuiu, mulțumim din tot sufletul că ai fost alături de noi. A fost minunat să vă ascultăm. Vă reamintesc, Anca Bălășu este moașă și este omul care astăzi ne-a să spun așa, ne-a umplut sufletul. <laughs> Eu vă mulțumesc. Probabil că n-am vorbit de viața sexuală de pentru că le-ați promis părinților. Nu să vă spun decât câteva lucruri, dar puteți să puneți întrebări postului de radio. În sarcină, viața sexuală nu este interzisă decât dacă medicul a contraindicat acest lucru și o să vedeți că pe biletele de ieșire din spital, dacă aveți contraindicații temporare de a avea contact sexual, spune, se interzice contactul sexual vaginal, punct aici se oprește punctul, dar primesc de-a lungul sarcinii diverse întrebări de la tați, dar nu lovim copilul în cap? O să vă spun că... O realitate, vă... realitate, asta e întrebarea multor. Da. Puteți să vă imaginați că loviți în cap, e cale lungă până acolo, anatomic nu e posibil, dar pentru starea psihică până tatălui, da, își poate imagina întrebări, dacă nu și amintește, dacă vă amintiți vreunul dintre dumneavoastră ceva, vă rog să ne povestiți și eu sunt curioasă și o să citesc. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Da, cu siguranță o să răspund întrebărilor dacă... Și cu siguranță o să ne mai reîntâlnim la tații. Asta vă spun în mod cer, pentru că a fost minunat să vă avem. Vă mulțumim tare, tare mult! Daniel, mulțumesc de asemenea. Da, da, abia aștept să ne revedem. Așa. Bă, și eu mulțumesc că grecule de asemenea. Noi rămânem, <laughs> noi rămânem pe frecvențele Europa FM, ne reauzim ora viitoare, iar în cazul în care ne-ați urmărit pe canalul nostru de YouTube, ocazie cu care, de fapt, vă reamintesc că toate întâlnirile noastre sunt disponibile și video pe canalul de YouTube Radio Europa FM, acolo unde vă invităm să vă abonați. Vă mulțumim, ne reauzim imediat, rămânem aici, rămânem pe frecvențele Europa FM. Tați da în aer! Cu Daniel Osmanović și Alex Grecu, la Europa FM.